sunteți voi pregătiți, putem să-i dăm drumul. Bună ziua tuturor! Dați-mi voie să vă mulțumesc că suntem astăzi împreună această frumoasă zi de primăvară, o zi foarte importantă, nu doar pentru Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, nu doar pentru români, ci mai ales pentru pădurile României. Suntem astăzi la începutul unei ample campanii de împăduriri, cea mai amplă campanie de împăduriri pe care a avut-o România în ultimul deceniu, o campanie care se va finaliza cu suprafețe mult mai mari de păduri pentru țara noastră în viitorul nu foarte îndepărtat și sper că împreună cu instituțiile statului, cu românii de bună credință, să reușim să împădurim o pădure cât o țară și să demonstrăm tuturor că dincolo de măsurile legislative, dincolo de măsurile administrative pe care le luăm pentru protejarea pădurii, împotriva tăierilor ilegale, dăm un semnal pentru pădurea suferindă în ultimii ani că împreună putem să plantăm și să arătăm tuturor că suntem preocupați pentru generațiile viitoare să se bucure și ele, așa cum o facem noi astăzi, de păduri cât mai frumoase, cât mai verzi și cât mai întinse. Aș vrea să informez pe toți cei de acasă care ne urmăresc că în acest an 53 de milioane de puieți vor ajunge în 13.000 de șantiere pe întreg cuprinsul țării. Avem 2.500 de păduri care vor pleca de la zero. Facem campanii de completare în 7.000 de păduri tinere. Vom face perdele forestiere pe autostrada București-Constanța. Facem prima centură verde în județul Bihor, centura municipiului Oradea. Plantăm pe terenurile nisipoase de la Dăbuleni. Dar cel mai important, vrem să arătăm tuturor că solidarizarea instituțiilor statului, împreună cu sprijinul tuturor cetățenilor români, va duce să avem păduri cât mai importante. Vreau să-i mulțumesc premierului României, Ludovic Orban, pentru tot sprijinul pe care îl acordă și în această campanie și Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, pentru a rezolva cât mai multe din problemele de mediu cu care se confruntă țara noastră. De aceea îi mulțumesc încă o dată pentru sprijin și îl rog să vă adreseze câteva cuvinte. Să rămână, bună ziua! Codru-i frate cu românul, zice o veche vorbă, să arătăm că și românul e frate cu codru, să refacem pădurile României, peste tot unde este nevoie, peste tot unde există risc de afectare a mediului, a solului, a aerului, astfel încât să asigurăm un viitor cert pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri. Îi mulțumesc președintelui României, Klaus Iohannis, pentru un altul patronaj acordat acestei campanii de împăduriri și pentru preocuparea permanentă pentru problemele de mediu și pentru susținerea tuturor campaniilor verzi. Vreau să spun câteva cuvinte, că nu e suficient numai noi să ne implicăm în această campanie. Prezența noastră aici este un semnal clar de implicare a oricărui român care are o conștiință și care ține la o țară frumoasă, o țară cu o pădure cât mai dezvoltată, să pună umărul la această campanie și să contribuie pentru ca o suprafață cât mai mare a României să poată să devină împădurită. Domnule președinte. Bună ziua tuturor! Pentru mine personal este o mare bucurie că putem să începem astăzi această campanie de replantare, o campanie amplă, care cu siguranță va lăsa urme profunde pozitive de această dată. Pădurile sunt aurul verde al României și acest aur trebuie protejat și înmulțit. Avem încă
păduri care sunt foarte valoroase. Avem păduri care pot fi exploatate. Dar dacă ne uităm în jur, aici unde suntem astăzi, este, ca să zicem așa, un rest din ce pe vremuri se numea codrii Vlăsiei, care au fost codrii care s-au întins cât puteai să vezi cu ochii. Astăzi avem doar câteva zone mici care mai sunt pădure. Și cred că în acest context pot să spun câteva lucruri foarte clare. Pădurea trebuie protejată. Este inadmisibil ca în secolul 21 să mai avem tăieri ilegale masive. Și rog pe domnul prim-ministru și pe membrii guvernului prezenți aici să găsească noi instrumente pentru a proteja pădurile României. Instrumentele care au fost create și folosite pe vremea guvernelor dinainte și cam multă vreme s-a ocupat PSD-ul de acest lucru fără succes, acele instrumente s-au dovedit a fi insuficiente și insuficient de bine aplicate. Deci este nevoie de protecție. Este nevoie, pe de altă parte, acolo unde sunt păduri care au fost gândite pentru exploatare, să se exploateze. Dar atenție, în mod organizat și legal. O pădure aparte sau un set de pături aparte sunt zonele protejate. România se numără printre foarte puținele țări din Europa care mai are păduri virgine, care are păduri care obligatoriu trebuie păstrate, protejate. Și mai există o categorie foarte importantă de păduri, acelea pe care vom începe acum să le plantăm. Este nevoie de mai multă pădure. Este nevoie de mai multă pădure în România. O să vă explic de ce spun acest lucru clar și răspicat. Avem probleme de mediu. Știți foarte bine, în ultimele zile s-a discutat foarte mult de poluarea puternică care se poate constata peste tot în România. Se știe că pădurile nu sunt bune doar pentru a te plimba în ele sau pentru a da lemn. Pădurile sunt foarte importante pentru a da aer curat. Pădurile curăță aerul. Pădurile contribuie la un mediu mai sănătos, mai curat. Pe de altă parte, trebuie să fim foarte conștienți că problema climei este una cât se poate de serioasă. Încălzirea globală este un fapt și pentru noi poate să fie un fapt foarte negativ. Mai ales aici, în sudul țării, există pericolul să se formeze zone deșertice. Ori asta, cu siguranță, nu vrem. Toate studiile din ultima vreme au dovedit că cea mai eficientă măsură împotriva încălzirii climatice este plantarea de păduri. Așadar, dacă vrem să fim serioși, dacă vrem să combatem încălzirea globală, atunci plantările sunt o măsură cu multe beneficii, inclusiv în această zonă de prevenire a schimbărilor climatice. Iată multiple beneficii dacă plantăm. Și aici trebuie să mai spun ceva. După părerea mea, este insuficient să replantăm, să refacem pădurea în zonele unde a fost tăiată, legal sau ilegal. Este nevoie să creștem semnificativ suprafața împădurită din România. Și această campanie este un foarte bun început și sper să fie un simbol și un imbold pentru multe autorități locale,
care pot folosi terenurile care nu mai sunt folosite pentru altceva în agricultură și sper foarte mult ca în următorii ani să ajungem să avem o extindere semnificativă a zonelor împădurite din România. Deci, pe de o parte, protecție, eliminarea tăierilor ilegale, pe de altă parte, plantări masive de pădure. Asta este ce îmi doresc eu pentru România și pentru aurul verde al României. Vă doresc tuturor mult succes! Dragilor, să facem o pădure cât o țară. Domnule președinte, vă rog. Ne dați indicații, domnul meu. Mai e așa, mai e. Asta vreți să începem? Asta este deja. Nu avem dumneavoastră aici? Da. Excelent. Da? Este deja. Da, nu am întâlnit. Cum? Să ne concentrăm un pic aici. Așa. Avem moment de față acest stejar care a fost plantat astăzi de către domnul președinte Klaus Iohannis împreună cu domnul Ludovic Orban și am trecut și coordonatele GPS, astfel încât în fiecare an să veniți, să vedeți exact cum crește și să... Exact, ăsta este. Speranța noastră este, domnule președinte, că acest stejar al dumneavoastră peste 10 ani va arăta cum sunt cei din jur și astfel o mai mare suprafață a României să ajungă să fie împădurită. Domnule prim-ministru, e al dumneavoastră, e același și vreau să cred că împreună cu dumneavoastră, cu membrii guvernului, vom reuși să alocăm sume financiare pentru protejarea pădurii, pentru campaniile viitoare și mai ales să înființăm cât mai multe astfel de șantiere, pentru că România are nevoie mai mult ca oricând de o suprafață împădurită. Dacă astăzi suntem la 26,5 suprafață împădurită a României, sunt convins că în următor exercițiu financiar, dacă vom reuși să dăm aceste subvenții Comisia Europeană și noi să le acordăm, vom crește considerabil suprafața împădurită a României. Vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule președinte, mulțumim încă o dată. Domnule prim-ministru, noi mai rămânem un pic aici. La treabă. Bine. Ce să fac cu asta? Rândul. Mai facem altă?
Hai să vedem florile. Dăm microfonul la mine. Și facem pe ăsta aici? Microfonul?